Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic. Am intrat așa un pic mai printre muzici, pentru că să te părăsc, domnule primar, să vă părăsc. Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani din Gorji, bine ați venit, domnule primar, bine să vorbim găsit. Protocolar. Dar, dragi telespectatori, Cosmin Pigui este fostul nostru coleg din presă, ne știm de foarte mult timp, ne tutuim în privat, dar hai acum să vorbim cu dumneavoastră. Da. Și, dragii mei, am intrat așa, nu după publicitate, ci după ceva muzică, pentru că Cosmin a venit în fugă tocmai de la Craiova, la Târgu Jiu, să vină la emisiune și aș vrea să vă întreb, domnule primar, ce ați făcut la Craiova, ce a fost așa de important? Astăzi a trebuit să livrez celor de la AFIR ultimele documente necesare finalizării dosarului pentru o finanțare pe fonduri europene prin intermediul galului Chil Sohodolului, pentru ca săptămâna viitoare să putem semna finanțarea și să demarăm să și realizăm în primăvară investiția pe care ne-am propus-o. Este vorba despre un teren sintetic cu nocturnă multisport în satul Boroșteni, sat component al comunei mele, și patru locuri deja în patru sate. Satul Boroșteni, Gureni, Frâncești și Brădiceni. Am făcut documentația încă de un an de zile, dar sper ca acum, nu că sper, e sigur, săptămâna viitoare, joi, vom semna contractul de finanțare și vom putea da drumul la lucrări, avem toate autorizațiile, așa că dacă vremea este în continuare la fel, poate de Paști avem și terenul gata, finalizat. Felicitări! Ce valoare are investiția? Vorbim de un proiect de 67.000 de euro. Fonduri europene nerambursabile. 100%? Sau aveți 100% și cofinanțare? Cofinanțarea noastră a constat în realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului. Și cam cât v-a costat proiectul și studiul de fezabilitate? Cam 5.000 de euro. Cam până în 5.000 de euro. Foarte, foarte bine. Foarte avantajos genul ăsta de proiecte și finanțări de la Uniunea Europeană, din fericire pentru acele primării care, care accesează fonduri. Da, noi am obținut această finanțare prin GAL. Primăria Peștișani și Primăria Runcu au depus pentru centre teren multifuncțional. Teren sintetic, cu nocturnă, este ceva modern, ceva care să facă tinerii să îi scoatem de la cârciumă și să-i ducem pe terenul de sport. Și din fața telefonelor. Și din fața telefonelor. Și la fel, cu această ocazie, în toate localitățile componente ale comunei vor fi locuri de joacă moderne, pentru ca părinții să poată să stea liniștiți și cu copiii în locuri bine îngrădite. Vor avea și internet gratuit, pentru că am obținut finanțarea și pentru Wi-Fi free, 15.000 de euro, tot fonduri europene, în 10 locații din comună se vom amplasa internet de mare putere gratuit, iar 4 dintre ele vor fi la cele 4 locuri de joacă. Înainte de a continua discuția, vreau să salut și eu cei mai proaspeți telespectatori ai televiziunii EMI-TV. Este vorba de telespectatorii din Brăila, din Hunedoara, din Herculane și mulți alții pe care poate eu nu-i știu, pe toți cei care au început să ne vadă, pentru că dacă nu știți, vă spun acum, poate ați văzut totuși că sunteți fost om de presă și ați urmărit știrile EMI-TV, a devenit televiziune națională. Bine ați venit! Vă felicit și mă bucur că sunt la televiziunea EMI-TV, televiziune națională, și că n-ați mai fost de pe timpul lui ENSA TV regională. Da. Mă bucur că ați reușit și că se vede că atunci când există perseverență și voință și muncă multă și o echipă mai mare și normal, și trebuie o echipă consistentă pentru un post național, da. Dar atâți ani de muncă, atâția ani în spatele camerelor și în spate și în fața camerelor, sunt recompensați prin această reușită, o televiziune națională. Vă felicit!
felicităm echipa și toată conducerea, pentru că fără ei nu am fi reușit. Și acum să vorbim despre, în general, despre acțiunile. Am zis noi prezent și viitor, avem și un număr de SMS 0766-314582 la care telespectatorii ne pot transmite întrebări, opinii și așa mai departe, de oriunde din țară. Să ne... Am zis prezent și viitor. Prezentul am văzut parțial. Ce mai facem acum în prezent în Peștișani și ce urmează? Să le spun telespectatorilor care nu sunt din Gorj și sunt din toată țara, această comună pe care o reprezint eu în calitate de primar, comuna Peștișani, este comuna în care s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuș. În satul Hobița, comuna Peștișani. Miercuri este 19 februarie, se împlinesc 144 de ani de când s-a născut Constantin Brâncuș. Avem și noi câteva evenimente acolo, dar cel mai important este că mâine, la Consiliul Județean Gorj, împreună cu domnul Gheorghe Nichifor, vom perfecta documentele necesare introducerii pe ordinea de zi a Consiliului Județean a unui proiect prin care se transferă Casa Muzeu Constantin Brâncuș către Primăria Comunei Peștișani. E un eveniment important pentru Comuna Peștișani, mai puțin fericit pentru Muzeul Județean Gorj, care a avut până acum în administrare acest obiectiv turistic, ce se afla până acum în proprietatea Consiliului Județean Gorj, a județului Gorj, mai precis. Da, acest obiectiv turistic a fost inițial tot al Comunei Peștișani și ulterior a fost străinat către Consiliul Popular, sau cum era pe vremea respectivă. Nu se poate altfel, mă scuzați, știi bine, sunt două case acolo. Una care se spune că s-a născut Constantin Brâncuș, că a trăit, și una muzeu. Noi deținem casa care s-a cam ales praful de ea, am reușit să o băgăm în domeniul privat al comunei, abia de curând am reușit să-i scot și cadastru. Și chiar am discutat astăzi cu domnul Bebe Cămui, ca după ce trece evenimentul acesta 19 februarie să ne ocupăm pentru declasificarea casei, pentru a o putea cerceta și să constatăm care grinzi sunt din casa originală și acele materiale care sunt originale vor fi strămutate, dar numai după ce o declasificăm, pentru că în acest moment este clasificată de monument istoric și atunci trebuie să o strămutăm în curtea casei muzeu. Nu poți să avem primăria o casă, Consiliul Județean o casă. Corect. Ori trebuia ori noi să le dăm lor, ori ei nouă. Dar... Și vor rămâne ambele case? Nu. Va rămâne casa muzeu și elemente din originale din casa. Doar cele originale. Doar cele originale. Am înțeles. Mai ales că a existat tot timpul o mare dispută pe tema asta. Care este casa? Bine, n-a zis nimeni că cea care este acum vizitată ar fi casa memorială, ci casa muzeu. E foarte important. E o mare diferență între casa memorială și casa muzeu. Casa muzeu e cea care deține obiecte sau care au aparținut celui al cărui nume îl poartă. Casa memorială este cea care a locuit, da, chiar și o perioadă scurtă de timp. Da. Iar asta despre care vorbim și din care mai există acele grinde, este cea în care el chiar s-a născut? Nu, în care a locuit. În care a locuit. Da. Dar este, într-adevăr, memorială. Da. Și atunci, mâine, înțeleg că veți, nu, avea marea, facem documentele inițiale pentru a pregăti hotărârea de Consiliul Județean. Pentru a pregăti. Care va, ședința de Consiliu va avea loc la sfârșitul lunii acestea și în această ședință să se poată face acest transfer. Bineînțeles că consilierii vor trebui să voteze și aș vrea să vă întreb dacă aveți siguranța, după părerea dumneavoastră sau după un lobby pe care poate l-ați făcut la consilierii județeni, mă gândesc, nu am cunoștință, dar vă întreb în același timp, aveți siguranța că va trece de ședința de consiliu, adică proiectul de hotărâre va fi aprobat, pentru că cred că e nevoie de două treimi, nu fiind vorba de patrimoniu. Nu știu dacă te... două treimi, dar cert este un lucru. Eu, în urmă cu un an, când am depus această solicitare către Consiliul Județean,
pentru că s-a plinit un an, am discutat cu toate partidele politice. În ideea în care asta nu este o treabă politică, nu trebuie să politizăm pe Brâncuș și chiar trebuie să rezolvăm această problemă, pentru că ne batem joc continuând în acest ritm, iar Brâncuș este de interes național și cel mai bine pot să o gestionez eu, primăria, care suntem acolo în permanență, putem să asigurăm altfel de condiții, plus că eu am un proiect prin care vreau să realizez toalete, vreau să fac niște spații, vin turiștii, vin autocare, nu pot să n-au de unde să-și bea un suc, să ia un sandwich, să meargă la o toaletă. Da, să meargă la o toaletă, să cumpere un suvenir. Adică cumpără corect suvenirul din pirvorul casei lui Brâncuș. Nu e normal. Nu-i corect, da. Nu. Dar aia însemna că eu aș avea numai costuri. Cu întreținutul, cu așa, trebuie să fie un proiect integrat în care sunt toate ale primăriei și primăria le gestionează. Am înțeles. Și ca să nu rămână telespectatorii cu senzația că partidele sunt cele, adică s-a discutat cu partidele, deși nu trebuie să fie o decizie sau o luptă între partide pe casa lui Brâncuș, trebuie să nu uităm că în Consiliul Județean, ca și în consiliile locale, există consilierii care au fost aleși pe liste de partid și automat despre asta discutăm, adică voturile de part și de regulă fiecare, majoritatea consilierilor merg pe mâna partidului din care merg. Și au în general, deciziile sunt politice. Sunt politice și atunci era normal să faci lobby la lobby la partide ca să îi convingeți de buna intenție pe care o aveți. Pentru că la fel de bine ar putea să spună, da, Muzeul Județean are acolo un angajat, a făcut treabă, a avut venituri, de ce să... Că noi suntem specialiști, va trebui un muzeograf acolo, nu? Vom prelua angajații. Da. Vom prelua. Sunt de acolo din localitate? Da, sunt din localitate. Deci nu e nicio problemă. Au calificare și să nu credeți că se încasau bani cât să acopere costurile lor. Probabil Muzeul Județean încasa și alte sume de la Consiliul Județean pe lângă ce se încasa la casă și vor fi văduviți de acele sume, dar pentru noi înseamnă costuri și muncă în plus. Dar da, pentru a gestiona bine pe Brâncuș casa, muzeu, eu zic că trebuie să o preluăm și să ne ocupăm. Am început să amenajăm parcul, dar eu aștept finanțarea proiectului despre care v-am spus, care înseamnă amenajarea parcului și toalete și spații comerciale și tot ce înseamnă. De unde vor fi banii ăștia? La ce linie de finanțare v-ați gândit? Am mers pe ordonanța 76 la Ministerul Culturii, dar eu mi-am făcut documentația, am depus-o, nu mă mai întreba nimeni, nimic de 2 ani de zile. Cert este că am și pot să o depun acum când se deschide, pot să o depun și pe alte finanțări. Corect. Bani la guvern se pare că nu sunt, se plâng de bani, așa că încercăm să ne descurcăm altfel. Fondurile europene sunt baza în astfel de Da, doar situații. Că e cam la final de perioadă de implementare. Nu, acum e început. Pentru la anul. Da. 2021. Da. Ne mai așteptând, am amenajat parcul, am făcut alei, am plantat flori, am mutat fântâna. Din curtea? Nu, era o fântână în intersecția satului și am mutat-o în parc, o fântână cu cumpână, cea veche se dărâmase, am făcut din nou ghizduri, din nou cumpână și am mutat-o în parc pentru că pe acolo, pe unde era amplasată, era și în intersecție, pe acolo vor trece rețeaua de canalizare, gazele, adică nu era bine amplasată și am pus-o în valoare. Am făcut o nouă fântână, de fapt. Da. Dar fântâna cu cumpână din curtea casei muzeu este acolo, rămâne, nu? Este acolo și rămâne, că da. E frumoasă și cred că are și apă. Are, are. Are apă și da. Se poate bea, nu? Da. Deci apă bună da. De băut. Da. Da, să sperăm un succes în noul demers, mai ales dacă spuneți că nu va aduce venituri. Nu știu dacă e așa, pentru că, de exemplu, peștera Apollo Vrage a fost și ea dată de Consiliul Județean la primărie. Domnul primar de la Apollo Vrage a fost săptămâna trecută la noi în direct și spunea că face niște venituri frumoase de la peștera și că le folosește pentru plata salariaților care lucrează acolo și pentru... Bine, e adevărat că și la muzeu peștera făcea mult mai mulți bani decât casa muzeu de la peștișani. Turistul care îl vizitează pe Brâncuș este un turist mai cult. Și mai rar. Sunt mult mai mulți cei care merg la o peșteră decât cei care merg la o casă memorială.
Este clar că la Polovraci poate sunt de 10 ori mai mult turiști decât la casa este, într-adevăr. Brâncuș. Dar tot vă puteți gândi la o variantă de a face ca numărul turiștilor să crească și să acopere măcar cheltuielile și munca depusă? Avem un proiect care e tot pe gal. Realizarea unui portal de promovare a zonei și eu cred că prin acest proiect putem să promovăm mult mai bine și pe net, și la fața locului, și cu panouri, cu coduri QR la fiecare monument, la fiecare loc de vizitat din Comuna Peșan. Te duci cu telefonul, cu codul QR și apare tot istoric, cu filmulețe, tot ce este despre acel obiectiv. Eu mai am câteva obiective importante în comună, am peștera Cioarei, unde s-au găsit cele mai vechi osemite. Pe Bisticioara. Da, pe Bisticioara. Am fost în ea. Da. Cele mai vechi osemite omenești din Europa. Din Europa, da. Avem Valea Bistiței cu golul alpin, avem Seuca, avem stejarul secular de la Brădiceni și tot traseul lui Brâncuș către școală, pe care eu vreau să-l pun în valoare și prin realizarea unor lucrări de infrastructură, pentru că trebuie să asigur și infrastructura, dar și prin promovare. Noi, în general, ca județ, am stat foarte rău la promovare și eu sunt puțin dezamăgit. Speram să fac și mai mult, pentru că cu asta mă ocupam. Am lucrat atâția ani în presă și știu să fac promovare, dar din multe situații ești legat la mâini și la picioare și totul se mișcă mai greu. E de administrația publică. Da. Cert este că uite că am reușit, că am găsit măsura asta pe gal, n-a accesat-o nimeni, așa că riscul accesez eu. Da. Extraordinar. E chiar un lucru foarte important, pentru că dacă degeaba ai obiective, dacă nu le promovezi și nu știe lumea ca să vină la ele. Dacă nu vine turistul, degeaba le ai. Degeaba le întreții. Da. Și n-ai să poți să le întreții o viață dacă nu produc ceva. Plus că să nu uităm, Doamne ferește, se vorbește de închiderea complexului energetic Oltenia, dacă se va întâmpla treaba asta, atunci foarte mulți oameni vor rămâne fără locuri de muncă, foarte mulți prestatori către această unitate economică de stat vor rămâne fără obiectul muncii și atunci stăm și ne întrebăm noi, Gorjul, că suntem în Gorj, unde vom ajunge cu economia și cu locurile de muncă. Eu mizez pe turism. Și eu mizez pe turism toate și voi face mult, tot ce pot. Pentru asta. A lua titulatura de stațiune turistică de interes local, a trecut hotărârea de guvern și de dezbaterea publică, dar cu bulibășeala asta politică încă nu s-a dat. Dar este ca și dat. Suntem 5 localități din România care vom primi acest statut. Deci nu mai vești bune despre Peștișani. Păi am avut vreo 2 ani de zile de lucru la documentația pentru stațiune turistică. În momentul în care e stațiune turistică, ai alte finanțări, sunt finanțări speciale pentru stațiuni, și sunt puncte în plus la fondurile europene, la accesarea de proiecte pe fonduri europene pentru cazul în care localitățile sunt stațiune. Cetățenii vor putea să-și facă afaceri, mici afaceri, afaceri mai mari și vor putea să ajungă la bani mult mai ușor decât cetățenii din alte localități. Ceea ce automat ne va asigura un surplus. Chiar dacă ne referim la o comună anume din județul Gorj, se poate multiplica informația pentru oricare din județele țării, pentru că regulile sunt aceleași peste tot și acum mă gândesc la Gal. Este iar așa un final de perioadă de finanțare și vreau să întreb în calitate de membru al Galului Cheile Sohodolului, ce urmează după încheierea acestei perioade? Mai sunt câteva axe care nu au fost finanțate, nu au fost închise și de privat și de stat. După aceea trebuie să facem un nou ghid, să ne întâlnim pentru a stabili care sunt viitoarele direcții pe care vrem să ne dezvoltăm, pe care să vrem să obținem fonduri europene. Bun, și Galul odată constituit rămâne același, nu? În continuare. Da, rămâne același. Rămâne același, doar că mergeți pe o nouă finanțare. Finanțare, da. O perioadă de finanțare. Da.
și accesați exact axele pe care doriți, care vă sunt necesare în, da, în, în galul respectiv. Galul, dragi telespectatori, este un grup de acțiune locală, nu? Așa se traduce prescurtarea și din el fac parte mai multe localități dintr-o anumită, învecinate dintr-o anumită zonă a țării. Câte localități? Noi suntem 11 localități, 10 din Goj, plus Uricaniul, din județul Vârcin, din Hunedoara. Ponderea este cam 40% sunt instituțiile de stat, 60% sunt privații. E vorba de valoarea finanțării? Da, valoarea finanțării, adică 60% ia privatul, 40% ia statul. Noi ne-am bună înțeles ponderea, fiecare foarte bună localitate. Pentru privații. Da. Până la ora actuală, și ce activități finanțate de GAL s-au făcut în zonă, fără să dăm nume de firme, ca să nu se interpreteze că facem publicitate mascată? Ce activități au fost finanțate de către GAL-ul? Pe parte de pensiuni, pe dezvoltarea de afaceri în confecții metalice, în prelucrarea lemnului. Adică ce este specific zonei și tocmai de aceea când s-au făcut aceste galuri, eu m-am luptat foarte mult, chiar dacă nu eram primar, ca noi să rămânem în acest gal, pentru că un grup de acțiune locală trebuie să aibă același specific. În momentul în care ai făcut ghidul, finanțările să se poată aplica la toți, să avem același specific, nu amesteci Peștișaniu cu Rovinariu, care are alt specific, e din zona mineritului, altă. Deci mergem, noi avem pe pomicultură, pe viticultură, exploatarea lemnului, alții zona de fac munte, altfel de, nu pot să, și de fapt asta a fost și scopul, dacă ești vecin. Acum nu să vină la să-ți dea mură în gură, să spună, dar noi v-am zis că trebuie obligatoriu să fiți lipiți vecini. E clar că trebuie să aveți și aceleași interese și aceleași... Corect. Specific. Pentru ce, că altfel... ce tipuri de... de proiecte se pot face pe un gal? Adică ce... ce să știe și cei care... Că sunt unele galuri care nu sunt foarte active. Cine vrea poate să se intereseze pe site-ul galului Cheile Sohodolului. Sunt aveți acolo, un site al... Există un site cu toate l-am informațiile. Da. Cu harta, cu localitățile. Da, cu tot ce este. Adică e... e vecin cu Târgu Jiu, da, galul. Da. De jur împrejur, n-ați vrut și Târgu Jiu în povestea păi asta? Ne jos. Ne trăgeam jos. Vă trăgeam jos? Da. Dar aveți vreun oraș că nu o rețin. Avem cred Uricani. Că maxim, Uricani, da. Maxim 25% trebuie să fie pondere oroșenească în gal. Am înțeles. Maxim și 25%. Și ai punctaj în plus când ai o localitate dintr-un vecin, în județ vecin. Am înțeles. Și de asta și ați trecut Uricaniul peste munte. Da. Și ați luat Uricaniul. O localitate frumoasă. Da. Iar ei au avut ocazia, șansa să intre în gal, pentru că acolo în Valea Jiului sunt numai orășele și nu poți să faci un gal cu orașe. Da, corect, sunt unul da, după altul da, pe Valea Jiului de vest și iar așa mă gândesc că Uricaniu a avut trista experiență a închiderii mineritului și dacă noi mergem pe urmele lor, uite că avem da, ce învăța și de la ei și putem lucra pe același domeniu, pentru că nu vreau să mă înjure nici minerii, nici energeticienii, dragii mei, pentru că și termocentralele lucrează tot pe cărbune la noi în Gorj și în Oltenia. Nu vreau să mă înjure oamenii ăștia din Oltenia care trăiesc cu un salariu frumușel din astfel de activități, dar se vorbește despre asta. Și chiar în decembrie mă uitam ieri la un articol scris de mine și de alți colegi, pentru că a fost o conferință de presă în care Danilie Morega în decembrie prevedea închiderea CEO. Direct și așa. Președintele institut de investigare publică și politică din Gorj. Nu știu în ce măsură are dreptate, nu știu în ce măsură se va întâmpla asta să intre în faliment CEO, dar noi trebuie să ne pregătim chiar dacă va intra sau dacă nu va intra. CEO nu va intra în faliment atât de repede, pe cât se spune. Este o unitate care este importantă pentru securitatea energetică a țării, este de interes național. România fără CEO ar fi și acum mai suntem, ar fi total la mâna celor din exterior.
Poate se vrea ca noi să nu fim independenți energetic, dar eu zic că este foarte important ca CEU să rămână în continuare până dezvoltăm alte metode sigure de producerea energiei electrice, pentru că eolienele nu sunt o sursă stabilă și atunci noi nici nu avem capacități suficiente pentru a importa cât ne trebuie în cazul în care complexul energetic Oltenia ar avea probleme și... Chiar asta spune un telespectator, lăsați că o să importăm. Da, nu avem liniile suficiente pentru a importa. Bine, acum că fost ziarist, putem discuta și legat de faptul că se tot vorbește de mixul energetic și nu se întâmplă și dacă ar fi ca hidrocentralele să fie unite cu termocentralele și cu producătorul de cărbune, sigur prețul energiei ar fi mai mic. Nu o să vedem asta niciodată. Dar nu că n-ar fi bine. Deja guvernul... Înainte de alegeri mereu se spune asta. Guvernul pregătește privatizarea hidroelectrică și de fapt guvernul va privatiza tot ce mai este de stat. Acest guvern. Tot tantamul legat de lipsa banilor, de greaua moștenire... Dar nici guvernul dinainte nu cred că avea de gând să... Nu, dar acest guvern deja... Fac altceva. De ce hidroelectric este o companie foarte profitabilă și aducea venituri consistente? Hai să o vindem dacă tot e profitabilă, nu? Da. Mai avem CECU, mai avem Poșta Română. Mai avem ce vindem. O să vedeți că o să fie scoase la vânzare parțială sau totală în perioada imediat următoare. Păi dacă pică guvernul și dacă pică și Parlamentul așa cum se preconizează și se ajunge la alegeri anticipate, chiar acum am văzut, mă uitam pe presa națională, cred că de ce nu scria că... dar ne întoarcem imediat la Peștișan, scuze că am ieșit un pic din domeniul localității, dar eu zic că un primar cu multe cunoștințe în domeniul politic poate să discute și asta și, până la urmă, e de interes pentru toată țara. Scria DC News că vom avea alegerile anticipate în aceeași zi cu de la Parlament cu cele locale, în iunie 28, mai precis. O fi așa, nu o fi așa, ce se aude de la partid? Încă nu se știe cert. M-ar bucura dacă ar fi pe 28. Scăpați de o grijă, le faceți pe toată dată. Nu. Nu mai cheltuiți atâția bani. Avem festivalul România Autentică și îl facem înainte, altfel dacă era pe 21, nu mai puteam să ținem festivalul. Ah, ia uzi. Da. Da, iată, iar o realizare și să ne întoarcem atunci glorios la Comuna Peștișani, o frumoasă realizare. La ediția a treia este festivalul sau a patra? Trei au fost deja. Ar fi dat rău să nu ținem festivalul anul acesta. România, dacă sunt alegeri, festival național. Dacă sunt alegeri, nu pot să... Dar așa, pe 28, eu am sărbătoare în altă parte, nu poți să faci două evenimente într-o comună în același timp și Sfântul Petru și... Că pe 29 este Sfântul Petru. Și alegeri. Și România Autentică. Și m-ar bucura să fie pe 28, că atunci am putea să ținem liniștiți. Cred că nu sunt probleme cu campania electorală atâta timp cât nu politizăm. Și dumneavoastră știți cel mai bine că nu am politizat absolut deloc acest festival. Nici anul trecut, nici acum 2 ani, nici acum 3 ani. N-am urcat oameni politici pe scenă. Singurul care am urcat și am spus câteva cuvinte către cetățeni am fost eu. Deci nu s-a făcut o politizare a evenimentului. Pentru că este un eveniment... Sigur, oamenii au apreciat asta. ...de nivel național. Eu am invitat acolo toți... Dar exponenții de la toate forțele politice, dar nu să vorbească acolo. Este pentru brâncuși, pentru tradițiile și obiceiurile noastre. Sau îmbrăcată în ie. Îmbrăcați în ie, frumoși, dar nu să facem politică acolo. Cel mai bine. Pur și simplu, acest festival l-am făcut ca să scot din anonimat Hobița, pentru că picase rău de tot în anonimat. Festivalul se ține în satul lui Brâncuș, în Hobița. Împreună cu doamna Cristina Chiriac am dezvoltat acest brand România Autentică. A fost la noi în studio chiar la prima ediție. Da. Și după prima ediție ni s-au alăturat 9 peștișenilor, ni s-au alăturat Iașul și Brașovul, astfel încât să țin acea zi. Ce metropole. Da. Peștișan, Iași și Brașov. Da. România, fraților. Da. Și de aici vine, uite ce face Brâncuș pentru noi și trebuie să facem și noi pentru el. Ce facem și noi pentru el, clar.
Da. Și vorbeam de pensiuni, chiar acum mă gândeam că se dezvoltă și acțiunile de genul ăsta, activitățile pe parte de turism în Peștișan, pentru că chiar sunt câteva pensiuni și mai ales dacă poți să accesezi și fonduri la GAL și trebuie spus că GAL-ul este cel care aprobă bugetele, adică proiectele, ceea ce e foarte bine, zic eu, pentru că știm că atunci când pleacă... E, GAL-ul le verifică. De aprobat, le aprobă tot AFIR-ul, dar GAL-ul le verifică. Păi dacă ai oameni pregătiți la GAL, normal că nu ți se resping. Le dau și îndrumări celor bine. Care aplică, nu? Exact, da. Tocmai de aceea e o echipă bună la GAL Cheile Sovodolului, care chiar și-a făcut treaba. Bineînțeles, și acolo avem un primar foarte destoinic pe Adi Câmpeanu. Adi Câmpeanu, care... Sper eu că va ajunge foarte curând la noi în studio. Chiar aveam de gând să îi fac o vizită în zilele următoare. Și iar așa o localitate care se dezvoltă foarte, foarte frumos. Alte activități, ce proiecte aveți pentru viitor pe termen lung? Păi, spre exemplu, acum am scos la licitație, mi-au venit două firme la licitație, încă nu s-a finalizat licitația. Am o firmă din București și o firmă din Italia. Vorbim licitație de... internațională? Toate licitațiile care se fac pe SEAP și, de fapt, toate licitațiile se fac pe sistemul electronic de achiziții publice, sunt internaționale. Deci poate să vină oricine și din Australia. Au mai venit străini la licitație la Peștișan până acum? Nu au mai venit nici în Gorj. Nici au venit la noi. Este o lucrare... Or fi auzit de Brâncuș. Este o lucrare mare. Hai, bă, mergem pe acasă la Brâncuș să dai și el o cafea. Numai partea de construcții este 120 de miliarde și mai avem și dotări. Deci în cadrul liceului Constantin Brâncuș din Peștișan și dotări de peste 1 milion de euro. Adică cu ce va fi înzestrat, adică laboratoare, ateliere, cantină, internat, tot ce este mobil și se fixează după aceea cu un diblu sau cu ceva, da. Deci toate astea adunat sunt 1 milion de euro. Dar bani. Noi acum am scos la licitație 120 de miliarde numai partea de construcții. Deci o reabilitare completă, totală, va fi cel mai modern liceu din zonă. Cred că nici în Târgu Jiu nu e ce va fi acolo. Felicitări! Plus că avem și calificări, avem școală profesională de mecanici auto. Anul trecut, în 2019, am reînființat școala de șoferi a liceului Peștișani. Am dotat liceul cu mașină, trebuie pentru a fi autorizată la Autoritatea Rutieră Română. Copiii care termină profesionala fac școala de șoferi și primesc permisul gratuit. Pe lângă indemnizația categoria B. Ce primesc de la guvern, cei 200 de lei. Din toamnă vom avea și o clasă de sudori în sistem dual cu complexul energetic Oltenia. Copiii vor primi bursă și de la stat și de la CEO și la finalul cursurilor vor fi angajați automat la CEO. Și pentru că vorbim de turism, tot din toamna viitoare, pentru că mi le-am acreditat în toamna asta, vom avea o clasă de post-liceală pentru turism. Pentru că trebuie să deservim pensiunile și, cum am spus, direcția pe care peștișanii o are, cel puțin pe asta vreau eu să merg, este turismul. Și atunci trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Se vor face analizele la Peștișani, nu te mai duci în altă parte. Pot fi primiți și din jurul Peștișanului, de peste tot, da. Nu doar din Peștișani. Nu, doar pentru că avem un centru de permanență care deservește 24/24 toată zona, plus restul cabinetelor, pentru că vor fi medici, da, ecografe, ca ghie, ginecologie, ORL, interne, kinetoterapie și stomatologie. Felicitări. Cu tot ce înseamnă, eu știu, sterilizări, tot ce îți cere pe orice aviz, să ai spații pentru vestiare, pentru dușuri, pentru băi, pentru personal, pentru medici, pentru asistenți, toate dotările. Și se lucrează. Și se lucrează cu... simț de răspundere. Chiar sunt foarte mulțumit de cum lucrează această firmă. Aștept primăvara, am avut probleme cu drumul care merge la Hobița. Am reziliat contractul cu firma.
Dar care este cauza rezilierii? Pentru că am auzit niște guri rele care spuneau niște lucruri nu foarte în regulă. Din ce cauză? Spuneți-ne dumneavoastră, din ce cauză ați reziliat contractul? Firma venise și licitase 70% din prețul inițial. Adică dintr-un milion de euro i-au venit și au zis că îi fac lucrarea cu 700.000 de euro. Numai ca să câștige licitația, probabil? Da. Ceilalți au venit cu prețuri mai mari? Au venit, au mai fost încă așa. Dar nu s-a făcut licitația deschisă? A fost cu plic închis? Nu, licitația se ține pe SEAP. Și a fost licitație care a fost supravegheată de ANAP. Adică eu am avut o comisie, ANAP o comisie. Deci chiar am picat pe eșantion. Nu pot să zic că au fost inspectorii ANAP-ului în permanență. Comisia de la Peștișea nu avea voie să se întrunească fără comisia de la ANAP. Și împreună luau toate documentele și ei împreună au stabilit câștigătorul. Bun. Acel câștigător la momentul ăla... Dar era obligat să ia cerut, prețul ăsta, nu? I s-au cerut clarificări. Cum justifici tu prețul ăsta? Păi zice, păi eu am stații de asfalt proprie. Da. Cum justifici la balast? Păi eu am stații de concasare, îmi produc, am produsele mele și ies mai ieftin. Și atunci când el vine cu din astea, n-ai ce să-i mai numai că între timp, prețul bitumului s-a dublat. Între timp s-a dublat prețul bitumului. Și prețul altor materiale a crescut. Forța de muncă s-a cam dus. Deci o licitație asta am ținut-o în 2017. În 2017-2018. Cer că și acum, când am scos-o din nou la licitație, prima dată nu mi-a venit nimeni. A doua oară mi-a venit o singură firmă. Nu mai sunt oameni. Și noi n-am mai luat-o de la 700.000. Am luat-o de la 1.000.000. De euro. Bun, dar dacă au crescut prețurile peste tot, nu se putea face la... Adică trebuia anulată licitația? Trebuia... Nu. Ai ofertat, te-ai angajat, știi că atunci când ofertezi tu lucrarea... Nu există o sumă... Lucrarea asta tu o faci în 2 ani de zile. Da? Ai un grafic de 2 ani de zile. Păi 2 ani de zile prețurile alea sunt bătute în cuie, nu poți să umbli la prețul materialelor. Tu ai ofertat, tu ca ofertant trebuie să-ți iei în calcul și astfel de situații în care cresc prețurile materialelor. Adică nu să te duci la blană numai ca să câștigi o licitație. Și executantul acesta acum a reziliat și cu alții, dar acolo e și mai rău decât la mine. Eu măcar deja am făcut expertiză, am făcut reproiectare, am făcut licitație. Eu din primăvară acum stau liniștit că la mine se face. Dar ceilalți săraci, că mai sunt doi primari în județ care au problema asta, eu pe ei nu-i văd bine. Cu aceeași firmă? Cu aceeași firmă. Și au reziliat și ei contractul? Au reziliat, dar eu am reușit să reziliez amiabil. La ei nu știu cum, dacă vor reuși să facă amiabil și dacă nu e amiabil și te duci la instanță, te mai duci 2 ani prin instanțe și pierzi și finanțarea. Așa, noi nu avem probleme și ne vom încadra și vom finaliza lucrarea în primăvara anului acesta. Era cazul să fie făcut drumul spre Hobița pentru că totuși normal este să ai și un am vrut să asfaltăm, a fost vreme frumoasă și acum e vreme frumoasă. Am primit reclamații de la oponenții politici că și am sistat lucrurile. Păi cum putea să asfalta dacă nu mai era contract? Păi am făcut licitația, am contract cu firmă nouă. A, există deja contract cu firmă nouă? Da, am licitat, a venit. La început au fost ploile care au fost și după aceea a fost vreme bună. Dar când am vrut să asfaltez, au reclamat că nu e temperatura optimă la nivelul solului, că nu e nu știu cum. Dacă vrei să pui tălpi, să pot pune, că în mod normal după 15 octombrie nu se mai asfaltează, dar după cum vedem, se asfaltează în țară, s-a asfaltat și nu e problema atâta timp când... e temperatura care este afară, constructorul îți dă garanție pe lucrare, garanția la această lucrare 5 ani de zile, așa că nu, dar dacă... Și constructorul spune că se poate asfalta în perioada asta? Păi a spus că se poate asfalta și s-a apucat să pregătească să asfalteze, dar în momentul în care au venit reclamațiile am sistat. Nu e o problemă asta, asfaltăm în primăvară. Nu e singurul caz, am mai văzut. Da. Am mai văzut așa înainte de alegeri diriginți de șantier și mă uit acum la cameră și sper ca domnul X sau I să se uite acum la mine și să-și amintească cum într-o comună din Gorj, limitrofă Târgu Jiului, a oprit dirigintele de șantier lucrarea înainte de alegeri. Ce chestie, da. Da. Păi eu mă aștept la treburile astea. Normal, e o bătaie, dar nu e o bătaie corectă pentru comunitate și contra candidații mei
să stea liniștiți că se agită degeaba. Adică? Oamenii văd, am finalizat Căminul Cultural de la Brădiceni, am dat drumul la proiectul Bunicii Comunității, luăm bătrânii, îi discutăm, îi plimbăm, excursii, îi scoatem din starea de vulnerabilitate în care se află. E un proiect care s-a angrenat, le place foarte mult, foarte încântat, este singurul proiect din Oltenia de acest gen, tot pe fonduri europene. Avem, și au spații în care se întâlnesc? Avem spații, club? Avem la Căminul Cultural, da? Care tocmai a fost finalizat în toamnă și acolo am demarat, am primit finanțare, avem 2.700.000, deci 27 de miliarde pentru acest proiect. La activitățile pe care le desfășurăm, cei din grupul Țintă au și o masă caldă și... Și câți... Avem un grup Țintă de 165 de persoane. Care vin acolo la Căminul Cultural? Care vin, dar nu vin toți odată. Vin se lucrează pe grupuri, pentru că nu ești eficient. Avem acolo psiholog, medici, animatori socioeducativi. Chiar îi făcut șezători, toarcem, coasem. Ce frumos! Produsele care se vor face acolo, le vor vinde și le dăm la... ajutăm familiile nevoiașe. Avem și atelier de pictură. Avem de toate. E foarte distractivă și am niște fete foarte bune pe acest proiect care chiar își fac treaba cu prisosință. Este proiectul prin care ați finanțat și renovarea Căminului Cultural? Nu. E altul? E alt proiect pe POCU. Așa. Program Operațional Capital Uman Bunicii Comunității. Felicitări! S-a terminat emisiunea, apropo. Dacă trebuie veneam să mai repede la Craiova, mai... vorbeam mai mult. Da. Nu, că v-am dat minutele. Plus, da. Da, am făcut o mică deviere. Încă o dată felicitări pentru ce ați făcut, că mulțumim, sunteți frumos. Naționale acum. Da. Să vă dea Dumnezeu multe realizări de aici înainte și sănătate și dumneavoastră și telespectatorilor EMI TV. Mulțumim, domnule primar Cosmin Pigui, al... Comunei Peștișani din Gorj. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ce vreau să vă spun în final este că nu trebuie decât să solicitați operatorului de cablu, indiferent unde sunteți în țară, să vă introducă în grila de programe EMI TV. Dacă sunteți cumva prin vecini și nu ne vedeți la dumneavoastră acasă, vorbiți cu operatorul de cablu. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!